Ieri, conducerea Asociației Județene de Fotbal a organizat prima conferință de presă cu privire la noul sezon fotbalistic, făcând precizări legate de noutățile organizatorice ale Ligii a 4-a și a 5-a. În ediția specială de astăzi, amănunte despre schimbările survenite în seriile Sud și Nord și despre criteriile acceptării unor noi echipe în campionat, dar și multe alte noutăți. În primul rând, vrem să vă salutăm și să vă mulțumim că ați venit la prima conferință Asociației Județene de Fotbal, noua ediție de campionat. După cum știți, sâmbătă se dă startul Ligii a 4-a a fotbalului din județul nostru, iar duminică, a doua zi, imediat duminică, va începe și Liga a 5-a. Despre organizarea ediției 2015-2016 o să vă dea detalii domnul profesor Florentin Barbu, secretarul general al Asociației Județene de Fotbal Giurgiu. În primul rând, bună ziua! Vă mulțumim pentru că ați venit și ne onorați cu prezența. Așa și cum a spus și domnul Spânul, sâmbătă 5-9-2015 va începe campionatul Ligii a 4-a, seria Sud și Nord, iar duminică, pe data de 6-9-2015, campionatul Ligii a 5-a, la fel, seria Sud și Nord. În urma întâlnirii care am avut-o cu delegații echipelor în luna august, componența campionatului a rămas în aceeași configurație ca și anul trecut. Deci două serii la Liga 4-a repartizate pe teritoriul geografic Nord și Sud, fiecare serie, în seria Sud 14 echipe, seria Nord 15 echipe. Anul trecut, în campionatul 2014-2015, campionatul a fost echipele au fost un număr de 13 echipe. S-a stabilit de comun acord cu delegații echipelor să mărim seriile de la 13 la 14 echipe, astfel urmând a participa ca și nou promovată în seria de sud echipa AS Mihai Bravo. În seria de nord problemele au stat un pic altfel, au fost două echipe care n-au mai dorit să participe în campionatul județean Liga 4-a. Este vorba de FC Naipu, care a făcut cerere de retragere din campionat datorită posibilităților materiale care au fost limitate și nu au mai putut să continuă. FC Naipu, care se află în aceeași situație, FC Naipu fiind și echipă retrogradată. Și Unirea Cosoba, care a făcut o cerere ca să activeze în campionatul Ligii a 5-a, tot datorită problemelor financiare care s-au evit la primăriile sau cluburile respective. La Liga 5-a s-au făcut tot așa, în urma ședinței, s-a stabilit două serii, Nord și Sud, câte 12 echipe. În seria de Sud s-au înscris un număr de 4 echipe care activează sau care au mai activat în campionatul Ligii a 5-a, dar după un număr de 4-5 ani au revenit în campionat. Este vorba de Comana, Grădiștea, chiar Putineiu, care au evoluat și anul trecut a fost o altă echipă, acum este o echipă nouă. În Liga 5-a, seria Nord, s-au înscris un număr de 3 echipe, este vorba de Viitorul Clejani, o echipă nouă înființată, ASE Podul Doamnei, la fel, care a evoluat și acum 3-4 ani în campionatul nostru. Și, cum am mai spus, cu Soba, care a retrogradat sau care au făcut cerere de retragere din campionatul Ligii a 4-a și participă la Liga 5-a. Tot săptămâna trecută, ca și săptămâna aceasta, nu mai târziu de ieri, au avut loc și testările teoretice și fizice ale arbitrilor. Testările au avut loc la sediul asociației, testările teoretice, iar cele fizice au avut loc la sala de sport a Clubului Sportiv Municipal. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mă interesa și pe noi dacă mai sunt datorii sau către AJP și care este contul, mă rog, la ultima ședință erau cu aproape 500 de milioane de lei. S-a mai schimbat? Deci s-a schimbat foarte mult situația și în bine. La momentul actual, în urma ședinței Comitetului Executiv de duminică, de pe data de 30 august, s-a stabilit ca toate echipele să fie prinse în programarea etapelor, dar în cazul în care nu își achită datoriile până la mâine, la ora 14, prima etapă nu vor fi programați la joc, urmând ca
să evolueze în continuare. Dacă nici în a doua etapă nu își plătesc, vor fi excluși din campionat. Peste 90% din echipe au venit cu datoriile, dacă nu la zi, exact cum s-a stabilit în comitetul executiv, să aibă, să plătească jumate din anul 2015, oricum ca ce a rămas din anul 2015 să achite restul. Este o situație mai delicată cu... Sunt trei echipe care au probleme și este posibil să, ca să nu fie programate prima etapă. Este vorba de Luceafărul Trestieni, Liga 4-a Seria Nord. Este vorba de Avântul Florești, tot Liga 4-a Seria Nord. Și mai este problema cu Gloria Comana, echipă care v-am spus că a venit acum în campionat, dar care au niște probleme și sunt prinși în programare, dar nu vor fi programați. Știu că unele echipe, cum a spus dumneavoastră, ori au renunțat la Liga 4 cu Kosova, care m-am înțeles că nu aveau juniori și nu au vrut să se complice, pentru că pierdeau oricum o grămadă de funcție dacă rămâneau aici. Alții care nu au avut bani, gen Naitu sau Crevedia Mare, știu că și ele aveau datorii. Se șterg aceste datorii sau că se vor reînscrie în sistemul competițional, vor trebui să plătească aceste restanțe, pentru că până la urmă paguba rămâne. Paguba rămâne, într-adevăr, aveți dreptate, dar să știți că cazul celor trei echipe, Kosova nu au datorii, deci nu apare pe listă. Naipu apare cu o datorie de 1.180 de lei, din care deja au achitat vreo 300 de lei, urmând ca băieții și-au luat angajamentul că vor plăti. În cazul în care datoriile nu vor fi achitate, sunt măsuri regulamentare care se pot aplica jucătorilor și chiar echipei. Vă dau un exemplu. În cazul în care anumiți jucători de la Naipu vin să ridice fișa sportivului, să transfere la altă echipă, trebuie să plătească o taxă și acea taxă rezultă să scad din datoriile care au avut echipele și exact cum scrie în ROAF, echipele și jucătorii sunt solidari. Deci echipele și jucătorii, cluburile și echipele sunt solidare unii cu ceilalți. Nu, sunt acum, nu cade totul pe jucători, dar în situația absurdă în care, să spunem, cele trei echipe enumerate de dumneavoastră nu își vor plăti datoriile următoarele două săptămâni și practic nu se vor prezenta la primele două etape, există posibilitatea ca, eu știu, campionatul să sufere unele lucruri extrem de grave, adică să nu se poată termina, trebuie un anumit număr de jocuri să... Nu, numărul de jocuri este suficient. Ne-am plus, pentru că la numărul de jocuri o să intre și jocurile pentru desemnarea campioanei. Normal, după regulament, jocurile de play-off nu se consideră ca etape, dar la noi nu este play-off. La noi este un baraj pentru desemnarea campioanei. În urma etapelor de baraj care pentru desemnarea campioanei, atunci se termină campionatul propriu-zis. Și nu e o problemă din punctul acesta de vedere. Dar, conform regulamentului nostru de ordine interioară, la noi echipa este exclusă pe trei neprezentări, nu ca în ROAF. La ROAF scrie două neprezentări, dar la noi... În regulamentul de ordine interioară, după trei neprezentări sau neprogramări, echipele este excluse din campionat. Am înțeles. Totuși, în ultimele sezoane, știm cu toții că pe final, în special pe finalul campionatului, multe echipe unul se prezintă la meciuri, altele se retragă timpul campionatului. Bine, anul trecut nu a fost cazul. Anul trecut a fost Progresul Palanca, care au jucat de câturul de campionat, s-au retras undeva în retur. Ați mai vorbit cu reprezentanții, până la urmă trebuie făcut un regulament clar să nu se mai retragă în timp, pentru că vă pune și pe dumneavoastră în dificultate și schimbările astea de fiecare an vin 5 echipe iar în Liga 4, care sunt mai bune, care au terenuri de joc, parcă nu e o... Discuții știți foarte bine că noi ne întâlnim de două ori pe an cu delegații echipelor, înainte de turul și returul campionatului, stăm de vorbă, stabilim. Cei care toată lumea spune că lucrurile merg bine și nu sunt probleme, dar... Și ei, la rândul lor, delegații cluburile, depind de anumite persoane, de primării, de primari, de sponsori. Sunt foarte echipe în județ care sunt susținute de sponsor, să le spun așa, sau de o firmă, sau de o persoană fizică, sau firmă, cum am spus. Majoritatea, 80-85% din echipe din județ, sunt susținute de primării. Și dacă primăriile dispun de bani, și echipele n-au probleme, da? Vreau să reamintesc că acum chestia cu Avântul Florești, și campionat județului și când se ducă să se înscrie în divizia C, primarul l-a întors spatele pentru că le promisese, domne, dacă vă câștigați, noi, primăria vă susține.
Ne-am întors spatele. Ce să facă și băieții în momentul când ne-am întors spatele? Ei au muncit pe teren, au câștigat, au bătut pe cei de la Videle. Dar la final primarul ne-a întors spatele și atunci... Bine, nu trebuie să acuzăm și primarul acum. Păi, e, nu. Și-a făcut niște calcule și dacă nu... Totul a fost o decizie onestă. Corect, da. Nu, echipele care promovează în Liga 3 până la 1 iulie trebuie să facă o cerere către Federația Română de Fotbal care să-și prezinte intenția, participă sau nu participă. Ei au făcut atunci, la exact ce spune domnul Spunu, la momentul respectiv ei s-au încadrat în termenul respectiv, au spus doamne Oani, până la 1 iulie, domne, nu putem să participăm datorită banilor. Da, sunt cazuri, pentru că costurile sunt foarte mari la Liga 3. Da, e adevărat. Vreau să vă mai întreb care au fost criteriile pentru care au fost acceptate echipe, cum a fost Giurița, care a venit de la București direct în Liga a 4-a și Lasă Singurin, care de asemenea nou, mă rog, nou fixat, deci, a jucat și a întrebat în Liga 5-a, dar s-a clasat cu 6-a. Deci, în urma celor de retragere ale echipelor menționate anterior, echipele Singuren și Joița a venit de la București la noi anul acesta, ei evoluând la București la Liga 4 și au făcut cereri de înscriere în Liga 4 în limita posibilității. Dacă se stabilise de comun acord cu în adunarea generală cu delegații ca să fie seriile de 14 echipe să fie echilibrate și ca număr de jocuri mai multe jocuri, Comitetul Executiv a luat în discuție cele două cereri, având în vedere că erau chiar două locuri libere rămase la seria de Nord, au fost primite în Liga 4 cu anumite condiții. Terenurile să corespundă condițiilor de Liga 4. O să săptămâna aceasta, astăzi sau cel târziu, mâine, vor fi comisii din partea AGF-ului care vor merge să vadă terenurile, să le omologheze dacă corespund Liga 4. În cazul în care nu corespund Liga 4, vor fi obligate cluburile respective, Singureni, respectiv Joița, să joace pe un teren omologat pentru Liga 4. Deci ele vor rămâne în Liga 4 și mai este o condiție ca cele care au promovat echipele astea să nu aibă nicio datorie, ceea ce nu este cazul la niciuna dintre ele. Deci au achitat, sunt cu banii la zi. Am zis că era o problemă cu o nou promovată pe criteriul sportiv Mihai Bravo, am zis că avea o datorie. Nu, deci Mihai Bravo chiar s-au achitat, sunt cu banii la zi, au făcut transferul, băieți sunt chiar aici la noi la sediu, acum fac niște transferuri. Terenul, ei au fost programați prima etapă în deplasare ca să mai aibă posibilitatea încă o săptămână să-și pună la punct. Terenul este îngrădit, deja a fost cineva a văzut și se lucrează deja la cabine. Deci până la primul meci acasă, Mihai Bravo va avea, ce ne-a promis și primarul, cum v-am spus mai devreme, meargă o comisie și atunci se vede exact situația. Situația la Călugănești, după acolo se vrea construirea un teren, nu știu ce. Da, deci la Călugărenii au făcut o adresă către Asociația Țeană de Fotbal în care ne-au arătat că la terenul din localitatea Călugăreni s-au început lucrările. Este o investiție, din ce ne-au informat și până de în jur de vreo 100.000 de euro. Lucrările au demarat. Ei au făcut o cerere ca turul de campionat să-l dispute în localitatea Singureni și ei vor disputa acolo turul de campionat. În cazul în care terenul va fi gata până la sfârșitul anului, ceea ce nu cred pentru că lucrările o să dureze, sunt de durată. Ei tot campionatul vor activa, vor juca pe terenul singure. După mult timp, cred că sunt 10-15 ani, avem un reprezentant al altului județ în Giurgiu. A fost fost primar din Dumbovița cu câteva ani buni. Acum aveți aici Bătoroacă. Nu mai este de actualitate, nu, pentru că ei trebuiau să îndeplinească, conform statutului AJF, trebuia să îndeplinească anumite criterii. În primul rând, ei trebuiau să aibă sediu social pe județul Giurgiu. Am fost atunci la acea ședință și spuneau că au un... Păi, una e să spui, una e să dovedești cu hârtii. Deci nu. Deci ei n-au prezentat sediu social că se află pe județul Giurgiu. Pe lângă asta, trebuia să vină cu o cerere de dezafiliere de la AJF Telorman. Nici pe aceea nu ne-au prezentat-o. Așa că nu am putut să-i prindem în programare. Mai sunt echipe din Giurgiu care activează în alte județe, cum era o echipă din Kosova, în București? Nu, deci la Kosova, într-adevăr, mai era o echipă, dar s-au desfințat, jucau pe Ilfov. Și mai la ora actuală mai este o echipă din Giurgiu care activează Săbăreni. În București, e vorba de Săbăreni.
Dar ei au sediu social în București, e altă situație, deci nu. Ei nu mai activează de foarte mult timp la noi în campionat. Și în urma hotărârii Comitetului Executiv al Federației Noastre de Fotbal s-au stabilit ca nicio echipă din alt județ să nu mai evolueze în campionatul altui județ, decât prin anumite hârtii prin care se face o negație, de exemplu, dacă Asociația Județeană de Fotbal Giurgiu nu organizează competiție pentru juniorii D, E sau mai mici, noi putem să dăm o negație și dacă eu sunt un club pe teritoriul județului Giurgiu care are grupă și vrea să activeze în alt campionat, vine la noi, dăm o negație și poate să participe. Da, sunt foarte situații foarte rare. Care... De exemplu, cum e să fărăm de mult timp, au rămas deja acolo, nu se mai mută. Probabil pentru echipa care vrea acum să vrea să mă duc la București, nu te mai lasă. Da. Ce așteptări aveți de la nou sezon, la cât din punct de vedere valoric, competițional, cât și, spunem, ar fair play, că asta a fost problema pe finalul sezonului. Da, toată lumea a rămas cu imaginea finalei Cupei României, când s-a întâmplat ce s-a întâmplat și toată lumea regretă ce s-a întâmplat. Anul acesta, față de anul trecut, campionatul pare un pic mai disputat, mai ales pe seria de sud. Sunt câteva echipe care s-au întărit foarte mult, au adus jucători de calitate, mulți dintre ei care au evoluat la Liga 3-a. La seria de nord sunt câteva echipe la fel, care foarte puține, eu zic că sunt 3 sau 4 echipe care se vor bate pentru cele două locuri. În schimb, în seria de sud vor fi 5-6 cel puțin. Și Dunărea s-a întărit, Malul s-a întărit, e și campion în titlu, Izvoare la fel au făcut transferul. Vine din urmă tare Argeș Hotarele, care anul trecut au terminat pe locul 4 la egalitate de puncte cu Dunărea, Giurgiu, Mihai Bravu, echipa nouă promovată, chiar au făcut transferul de marcă, pot să spun așa, jucători care au evoluat la Liga 3 și chiar Liga 2. Care cei de la Liga 2 sunt spre final de carieră și probabil vin să ai să... Da, asta... Sunt mai multe. Ne gândeam campionatul să joacă până de 4 etape. Așa, da, au fost discuții și pe marginea etapelor de programare că cineva le-ar fi pus intenționat. Nu ai cum să le pui intenționat pentru... Nu ai cum să pui bile. Vă spun sincer, programarea s-a făcut și în funcție de... Echipele care evoluează, sunt echipe care evoluează pe același teren și trebuie să ții cont de ele, să nu pice în același moment. De exemplu, e Singurienul, Călugărienul. Chiar dacă sunt serii diferite, trebuie să ții cont la programare, să nu foști. Dar este un program. Deci toate programările se fac printr-un program, prin tabela Berger. Pentru cunoscători, tabela Berger este... Acolo se împerechează. Tu decât pui echipele într-o anumită ordine și ele împerechează.